Nu-i nimic. Puțină zăpadă nu dăunează. Ești bine? E bine. Se vede că te simțeai bine. Zburai! Serios? Amândoi! Haideți, împărțim un telescaun? Sigur! Sunt Zoe Parker. Drew Madden. El e Harvey Smith. Hei, vino! Ce-i cu ea? E câinele meu. Sau tu ești fata ei? E greu de spus. Haideți! Oare n-am exagerat un pic? Nu! Haide! Nu mă întreba. Salut, tati! Zoe, ascultă. Am curățat toate pistele, dar o avalanșă amenință zona neamenajată. Să rămâneți pe piste, ai înțeles? Desigur, tati. Cine e amicul tău? Un băiat întâlnit la telescaun. Un băiat drăguț întâlnit la telescaun. Tati! Scuze, te tachinam doar. Du-te și ai grijă. Fii cu ochii pe ei, fetițo. Calul își dă jos încălțările, se așează și zice: ai noroc că peștișorul meu de aur nu e aici. Ce e? Sunt bine. Lezi s-a dus la schi? A plecat azi dimineață cu Zoe și Harvey. S-au dus în stațiunea de schi. Nu-mi vine să cred că Lezi schiază. Nu știu dacă schiază. Eu sunt convins, Lesi poate să facă orice. Mi-aș dori să pot schia. Ar fi ceva. Bineînțeles, dar eu știu ceva mai bun decât schiatul. Ce anume? Ceva ce o să impresioneze pe Lesi, ceva fantastic, ceva incredibil, ceva uimitor. Wow! Wow! Umple cu șterț, că ei se spune săritura cu schiurile. Wow! Fă asta și Lesi o să observe cu siguranță. Bine, mă bag. Asta e casa scării. Wow! Bine zici. Amice, nu-i chiar atât de rău pe cât pare. Nu mi-e teamă. Crezi că mi-e teamă? Nu. Spun doar că terenul se nivelează după colț. Și la jumătate ajungi la bulgări de zăpadă. Da, dacă o iei la stânga. La dreapta ajungi la cascada diavolului. Vezi? Oh. Rămâi lângă mine și totul va fi bine. Nu-i mare lucru. Când ajungem jos, vei fi în al nouălea cer, îți promit. Pa, fetiță! Hei! Așteptați-mă! Spus eu. Splendid! După toate astea, încă mai vreți la bulgărele de zăpadă? Pe bune? Sau vreți cireașa de pe tort? Haideți, e floare la ureche. Dar tati a zis să ne ferim de zona neamenajată.
neamenajată. E o pistă omologată la granița cu zona neamenajată. Dacă, din nefericire, se întâmplă ceva, tatălui Zoe a fost foarte clar. E ofițer Silvic, treaba lui e să ne împiedice să ne distrăm. Sunteți niște schiori grozavi, eu sunt profesionist. Am mai parcurs traseul, jur. Pai. Zoe, ia-te după mine. Voi merge încet, va fi bine. Nu face asta. L-ai auzit, va merge lent. Și e profesionist, Harvey. Trebuie să merg pe urmele lui. Merge cu viteză. Ți-am spus că-i bun. Nu, vreau să spun cu prea mare viteză. Oh, nu! Vino! Stai, avem nevoie de Lesi. O să provoc o avalanșă? Nu te teme, tatăl tău a curățat zona. Bine! O să fie bine dacă rămânem în zona copacilor și categoric nu vom schia. Categoric. Lesi! Bine, urcă în coș. De ce? E liftul nostru. O să te ducă drept în vârf. Cum? Looper va fi la celălalt capăt al frânghiei. El o să coboare, iar tu o să ajungi... pe acoperiș? Exact! Acum urcă! Sunt gata! Haideți, prieteni! Ești gata? 1, 2, 3. Și acum... Îl vezi? Nu, dar dacă ne luăm după urme, aici a ajuns. Știam că n-are stofă de profesionist. Stai lângă mine. Da, sigur. Poftim? Wow, vino! El e? E geaca lui! De ce și-a dat geaca jos? E frig! Harvey, ce e? Cred că ceva l-a prins de braț. Oh, nu! E în ordine, din fericire nu l-a mușcat. Lesi, ai găsit ceva? Valea fiară ticăloasă! Un polifag! Nu se poate! Vrea să mă împulece! Ba nu! O, da? Atunci de ce m-a atacat? Pleacă de aici! Pleacă! Nu! De partea cui ești? Nu faci decât să-l
bifagii nu atacă oamenii? Ce ai în rucsac? Nimic? Niște sandvișuri. Cui îi pasă? Uite ce m-ai pus să fac. Lesi, nu! Umești? Să se bată! Am șters-o de aici. Ai grijă, Lesi! Haide! Vrei să o las pe Lesi? Normal că da, e un câine. Pe bune? Bine, am înțeles. Dă-mi rucsacul tău. Sigur, mersi. Hei, e rucsacul meu. Asta vrea. Să aruncăm și lucrurile noastre. Scăpat, dar știți că va veni iar după noi, nu-i așa? Nu-i așa! Crede-mă! Nu te cred! Nu te mai cred! Poftim? Mă condamn fiindcă am căzut mai devreme? Cum ziceai că va fi? Floare la ureche! Haideți să plecăm! Am avut o problemă cu schiurile! Amice, las o baltă! Pe bune acum, un traseu mai greu nu ați găsit? Mergem pe urmele lui Lesi. Pe urmele unui câine? Da, urmează-ne exemplul. Hai! Voi sunteți siguri? Da, e mult până jos. Dacă merge drept, dar Biff n-o să meargă drept. O să schieze de pe margine și o să zboare drept în inima lui Lesi. Avem nevoie de schiuri. Și ce să fac eu cu astea? O să faci istorie! A? Wow! Și acum? Știți că ar fi mai ușor dacă am urca pe acolo? Nu, nu vrem să provocăm o avalanșă. Nu vom provoca o avalanșă. Ai dreptate, nu, fiindcă o să o luăm pe aici. Zău, pe bune acum, haideți! Urcă mai departe, mai avem puțin și ajungem! A? Cred că urmărește o veveriță. Atâta timp cât nu vine după noi, e în ordine. Știți ceva? Eu nu mă mai joc. Zău așa, vorbesc serios, să o ștergem de aici. Drew, nu! E în ordine, veniți! Te rog! Revină în zona cu copaci! Prieteni, e în ordine, jur! Pe ce zon mai mamă e gata? Ah!
Ești țicnit. Ai avut mare noroc. Din cauza nesăbuinței tale suntem cu toții în pericol. Cățelul Lesi se uită urât. Îmi pare rău. La el. Las-o baltă. Zoe! Cinste, ai dreptate. Mai devreme îmi pare rău pentru tot. Nu-ți face griji. Unghiul de atac pare dinamic. Perfect. Acum vină spre mine și puneți picioarele pe schimbă. Tu ai face asta? Nici gând! Iar eu pot zbura. Hai odată! Vrei să stabilești un nou record mondial, nu-i așa? Hai, Biff! Fă-o pentru Lesi! Pentru Lesi! A venit Lesi! Unde? Tocmai a coborât din autobuzul stațiunii. Să mergem la ea. Bine! Prieteni, alo, așteptați! Nu, 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 nu! Oh! Nu pot să cred! Nu, 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 nu! Ah! Da!
Wow! E perfectă! E făcută de drum! Grozavă treabă! Îmi mai dai una, te rog? Sigur, dar asta e deja promisă. Serios? Da, asta e pentru o fată specială care nu numai că mi-a salvat viața, dar m-a învățat multe despre... Păi, despre absolut tot. Asta e pentru Lessie. Au dublat în limba română, Paul.